Dorna Medical, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii medicale private din nordul țării, a inaugurat la Iași un centru de radiologie și imagistică medicală dotat cu aparatură ultraperformantă. Astăzi la Iași se deschide Policlinica Dorna Medical, un nou punct de lucru în centrul Iașului, de care suntem mândri că se întâmplă într-un oraș universitar, într-un loc unde actul medical este la el acasă. Am venit și noi cu noutăți, cu completare, cu lucruri care trebuie să fie în favoarea pacientului, în așa fel încât împreună cu toți cei care sunt operatori pe piață, fie privați, publici, să completăm actul medical. Dorna Medical a ajuns la Iași. Eu am fost studentă la Iași, am făcut și rezidențiatul la Iași. 7 ani din pregătirea mea profesională se datorează Iașului. Și iată că Dorna Medical s-a extins și într-un centru universitar. Policlinica de la Iași cuprinde cabinete de cardiologie, endocrinologie, medicina muncii, medicină internă, alergologie și imunologie, precum și obstetrică ginecologie. Serviciile de care vor beneficia ieșenii sunt multiple. Știți că noi avem un format de dezvoltare a societății Dorna Medical, avem policlinici, avem laboratoare de analize medicale și centre de imagistică. Și în Iași am păstrat același standard de organizare. Avem un laborator de analize medicale robotizat, este noutate pe piață. Avem un centru de imagistică de excelență cu tot ce este mai nou pe piață în momentul de față, cu tehnologie de top și inteligență artificială foarte multă. Și bineînțeles cabinete medicale cu foarte multe specialități. Sunt multe cabinete, la un moment dat va fi și internare de zi, sunt și saloane. Această policlinică este pregătită și pentru acest tip de servicii. Policlinica Dorna Medical oferă ieșenilor soluții unice și o tehnologie avansată, cu scopul de a preveni și contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a pacienților. Dorna Medical este un brand 100% românesc și s-a lansat pe piața de servicii medicale în anul 1998. Avem 45 de puncte de lucru, din care sunt și policlinici pe partea clinică, e al 5-lea laborator de analize medicale, sunt 7 centre de imagistică, deci suntem într-o dinamică deosebită, așa încât de la o lună la alta vor fi mai multe puncte de lucru, ne străduim să acoperim toată zona și mai ales cu servicii de calitate, cu empatie pentru pacienți, cu profesionalism, cu dotări de excepție, cu medici buni și care să se aplece asupra pacienților și să comunice cu medicii trimițători. Cabinetele Dorna Medical utilizează cele mai avansate tehnologii medicale și dispun de profesioniști din medicină. Avem pe toate specialitățile, cu siguranță vrem să completăm, fiecare specialitate trebuie să aibă 2-3 medici pe cabinet sau pe componentă de specialitate, în așa fel încât pacientul să beneficieze și dimineața și oricând, într-un interval orar corespunzător, pentru cei care sunt la servici dimineață sau cei care sunt la servici de după amiază, se poate beneficia de servicii medicale. Noua policlinică pune la dispoziția pacienților servicii complexe precum computer tomograf, rezonanță magnetică, mamografie, radiologie digitală, ecografie și osteodensitometrie. La inaugurarea policlinicii de la Iași au fost prezente autorității județene ieșene, cât și antreprenorii din Vatra Dornei. Am venit cu mare drag la invitația Dorna Medical, în special la administratorul acestei frumoase firme, care își deschide o nouă activitate aici, o policlinică. Niște oameni deosebiți care noi din Vatra Dornei ne mândrim cu ei, pentru că nu este puțin lucru să reușești ca într-un oraș universitar precum Iașu să poți deschide o policlinică care are brandul Dorna Medical. Mă bucur foarte mult că am fost invitat și am venit cu mare drag. Aici la Iași e cea mai mare investiție Dorna Medical. Din ce știu, așa este, o investiție frumoasă, nu știu cifrele exacte și cred că nu asta e. Este, cum să spun eu, necesitatea de a ști cât cum, dar este o investiție deosebită, frumoasă, care nu poate să aducă decât un plus valoare Iașului și un plus valoare Vatra Dornei, bineînțeles. Managerii Dorna Medical au făcut la Iași o investiție de peste 11 milioane de euro. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, prezent la inaugurare, a declarat că o astfel de investiție este binevenită pentru Iași. Într-un centru universitar cum este Iași și un hub medical, așa cum ne dorim să fim, cred că prezența Dorna Medical face posibil ca serviciile medicale să fie de o mai bună calitate. Ne bucurăm foarte mult că echipamentele
supraperformanti și evident medicii de elită vor face posibil ca ieșenii să beneficieze într-un timp cât se poate de scurt de servicii medicale de calitate. Pentru că dincolo de funcțiile pe care le avem sau statut cu toții, la un moment dat, din nefericire, s-ar putea să fim pacienți într-o unitate medicală, iar o astfel de entitate este binevenită la Iași. Policlinica Dorna Medical din Iași își așteaptă pacienții la policlinica din strada Anastasia Panu numărul 21 cu cea mai performantă tehnologie medicală.